Doamne, Doamne, ne chibernisești și ceea ce este de folos tuturor le dăruiești. Tu, Dumnezeu, ziditorule, fă odihnă, Doamne, spre tine, nădejdea și-au pus spre Făcător și ziditorul și Dumnezeul nostru. Pe tine zi și limba te avem și rugătoare bine primită către Dumnezeu, pe care l-ai născut născătoare de Dumnezeu. Pe noi, Dumnezeule, pe mare mila ta, rugăm-ne, ți auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Încă ne rugăm pentru odihna sufletelor adormiților, robilor Dumnezeu, fericiți într-o adormire, în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertate și demnitatea noastră, pentru ca să li săiete lor toate greșelile. Stăpâne mult îndurate, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, care ai dat Sfinților Tăi ucenici și apostoli cheile împărăției cerurilor, iar după sfântă învierea Ta cea de a treia zi, cu harul Tău ne-ai dărit puterea de a lega și dezlega păcatele oamenilor ca să fie legate și în cer de tăi și pe pământ sau legate. Există pe parcursul unui an momente în care suntem aproape de faptele de glorie ale poporului român și încercăm să înțelegem motivațiile sacrificiului suprem al acestuia. Dacă vom avea curiozitatea să facem o incursiune în istorie, vom constata că pe teatrele de război, soldații români au plecat întotdeauna cu dezavantajul că luptă pentru interesele unei țări aflate permanent în sfera de influență a marilor puteri. Însă extraordinara forță vizionară a celor care au condus destinile României au transformat-o întotdeauna într-un partener redutabil și într-un dușman de temut. Eroii români au luptat fără echipament corespunzător, fără dotările tehnice necesare și au reușit să învingă numai datorită calităților lor spirituale, animate de sentimente care astăzi pică de multe ori în derizoriu. Este trist că nu mai sunt cultivate valori precum iubirea de țară, iubirea de locul natal, mai ales acum când avem cu adevărat nevoie să ne cunoaștem identitatea națională. Consider că trebuie menționați printre eroi și soldații români aflați în cele mai periculoase zone ale globului, cu pregătire cei care și-au pierdut viața pentru a contribui alături de aliații noștri la lupta împotriva terorismului. Chiar dacă s-au schimbat fundamental dotările și condițiile, aceștia s-au achitat cu fruntea sus de angajamentele pe care ni le-au asumat, pierzându-și viața departe de casă. Este datoria noastră să le mulțumim și să le aducem un omagiu pentru jertfa lor. Cei care am dorit prin mesajul ceea ce am vrut să transmit este că istoria noastră este plină de oameni care au murit pentru a servi interesul național. Cei mai mulți dintre ei rămași necunoscuți. Avem datoria peste timp să le îndeplinim dorința de a trăi într-o țară demnă. Hristos s-a înălțat! Ziua Eroilor se organiza în fiecare an de Ziua Înălțării Domnului, la 40 de zile după Sfintele Paști, în general în luna mai, când floarea este mai bogată, așa cum preciza decretul din 4 mai 1920. Toate actele normative ulterioare până în 1948 au menținut prevederea sărbătoririi Zilei Eroilor în Ziua Înălțării Domnului și au acordat acestei zile statut de sărbătoare națională. După Sfânta Înviere, această sărbătoare a ajuns cea mai populară și dragă neamului nostru. Aceasta și pentru că este o strânsă legătură între înălțare și eroism. Se îmbină minunat virtutea și învățătura înălțării creștine. Eroii religiei sunt martiri, iar martirii neamului sunt eroi, de care în Joia Înălțării Domnului ne aducem aminte cu multă recunoștință, în mod deosebit, solemn, praznical, și ne rugăm lui Dumnezeu pentru ei, ca pentru cei mai mari binefăcători ai noștri, ce ne-au lăsat mai scump. Să îi fac o surpriză. Casa de Cultură
am în redactare și până la, până la tipărire. Aș dori ca în acest cadru, repet, să-i dăruiesc această carte în semn de respect pentru eroii care s-au jertfit pentru patria noastră, pentru eliberarea patriei noastre, pentru ca noi să ducem o viață mai bună decât au dus ei. Așadar, domnule Vârâceanu, vă înmânez această carte pe care noi ne-am străduit să o facem cât se poate mai bine și este, repet, semn al cinstirii noastre pentru dumneavoastră și pentru înaintașii noștri care și-au dat viața pe câmpurile de luptă. În numele veteranilor de război din Băilești, vă mulțumim pentru gest, pentru că această carte va ajunge mâine de dimineață, în jurul orei 10:30, la domnul general Dragnea, președintele Asociației Veteranilor de Război pe Țară. Hristos a înălțat! Stimați cetățeni ai Băileștiului, astăzi ne aflăm în fața acestui monument care simbolizează lupta eroilor care au căzut cu arma în mână, ciuruiți de schije, gloanțe, branduri și așa mai departe. Dureros este faptul că din tot acest Băilești, pentru prima dată, văd că avem un număr foarte mic de participanți la această mare întâlnire. Sunt urmași ai veteranilor de război, sunt urmași ai celor care au căzut pe front cu arma în mână pentru apărarea patriei noastre și întregirea neamului românesc. Fac apel la toți urmașii care sunt ai acestor bravi eroi să nu-i uite și din când în când să-i pomenească. Iată că la această adunare numai două colive s-au făcut. Oare numai atâția morți sunt în orașul Băilești? În ceea ce mă privește, am ajuns în situația în care veteranii noștri de război, după câte observați și dumneavoastră, mai suntem foarte puțini și aceștia complet neputincios. Eu le doresc totuși și dumneavoastră zile fericite și să ne bucurăm. Nimeni să nu mai ajungă din urmașii noștri pe unde am fost noi. Vă mulțumesc!